Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Sunt sigur că ați remarcat că orice plan de reformă a aparatului de stat în țara noastră apare greu și se împotmolește înainte să se urnească. E, cum se spune, s-a născut talent și a murit speranță. Așa. Asta se întâmplă cu orice fel de încercare de-a lungul anilor. Ultimul exemplu, planul de a interzice cumulul pensiei cu salariul în cazul angajaților din administrația publică. Presa scrie sistematic, de ani de zile, despre cazurile revoltătoare ale pensionarilor special care ies formal la pensie, la 45-50 de anișori, cu pensii uriașe și se angajează după aceea imediat, practic pe aceleași poziții, sau pe unele asemănătoare, cu cele din care tocmai s-au pensionat. Și tot la stat, că foarte puțini se duc să înceapă și ei, acum dacă sunt pensionari cu pensie specială și au un venit adevărat, foarte puțini încearcă să lucreze în economia reală. Sau e vorba de pensionari speciali care încasează zeci de mii de lei și care sunt numiți apoi politic în funcții, în diverse funcții, din care iau alte zeci de mii de lei lunar, dar acum ca salariu. Iar la toate astea se mai adaugă și diverse sporuri inventate pentru chipurile condiții vătămătoare de lucru. Oamenii aceștia nu lucrează în mină, nu lucrează în combinate, nu în combinate chimice, nu lucrează la furnal, lucrează în birouri, la ministere, în centrul Bucureștiului. Și cum aceste sporuri se calculează în proporție cu salariul, și de aici mai vin alte sume amețitoare. Așa că, în urma protestelor și indignării generale, și pentru că trebuia să existe cumva și o metodă, o măsură compensatorie la creșterea taxelor și impozitelor în mediul privat, deci în sfârșit, la începutul acestui an, guvernul a anunțat că va interzice cumulul pensiei cu salariul de la stat, după care au început să apară excepțiile. Mai întâi, de la această prevedere, au fost exceptați cei aleși prin vot popular, adică parlamentarii, deputații, senatorii, după care primarii, viceprimarii, președinții sau vicepreședinții de consilii județene, europarlamentarii și președintele României. Ceea ce e superflu, adică... Dar, mă rog, asta a fost. Au zis, cei aleși, în cazul lor, facem o excepție. Ok, după care au început să mai adauge categorii. Membrii Curții de Conturi, judecătorii Curții Constituționale, avocatul poporului și membrii CSM au zis și ei trebuie exceptați de la această măsură și ei ar trebui să poată cumula pensia cu salariul de la stat. Și dacă tot se făceau liste cu excepții, aici au fost trecuți și membrii Academiei Române. Pentru că de ce nu? Ai, dacă tot s-a deschis, hai să-i punem și pe ei. După aia, când legea era prin comisiile parlamentare, au mai fost adăugate noi categorii de excepționali. Cadre didactice, personal medical sau persoane cu venituri din drepturi de autor. Și când a venit momentul să se voteze efectiv legea, adică la finalul lunii iunie, parlamentarii majorității au mai strecurat pe listă noi categorii. Cum ar fi? Angajații Autorității de Supraveghere Financiară, ASF, cei care au patronat 4 falimente de 1 miliard de euro în ultimii 10 ani în România, în domeniul asigurărilor. Membrii Autorității Naționale pentru Reglementarea în Energie, ANRE, cei care au asistat la tot haosul cu prețurile energiei de anul trecut și de acum 2 ani. Membrii Autorității Naționale pentru Reglementare în Comunicații și membrii, mă rog, conducerea Băncii Naționale. A durat prea mult momentul ăsta, știi, de așteptare. Și da, de asta, știi, au pus mă pe telefon și au zis, șeful, hai, nu ne bă și pe noi, nu mai aveți, da, un loc pe listă. Da, păi asta e. Și în condițiile astea, acum, știi, practic, ăia care au rămas săracii, dacă mai fi rămas cineva, să li se interzică cumulul pensiei cu salariul la stat, ăia sunt, de fapt, excepția. Exact. Că regula acum pare să fie... Hai că merge. Merge, da. Ziare.com observă că la BNR, de pildă, 6 din cei 9 membri ai Consiliului de Administrație încasează și salariu și pensie. Ceea ce, evident, duce la niște venituri realmente uriașe pentru România. În 2022, de exemplu, domnul Mugur Isărescu a încasat din salariu 1 milion de lei și din pensie alt sfert de milion. Viceguvernatorul Florin Georgescu a avut salariu de 80.000 de lei pe lună și pensie de 19.000 de lei pe lună. Pensie de 19.000, da, de lei. La ASF, de exemplu, prin vicepreședintele Doina Dascălu a încasat în 2022 830.000 de lei din salariu și 142.000 de lei din pensie. Și tot așa, Luca face calcule. Majoritatea, e târziu, trebuia să te gândești la asta de mic. Majoritatea acestor angajați excepționali, special și excepțional, primesc
și diverse sporuri la salariu din cauza condițiilor înspăimântătoare în care muncesc, sacrificându-se în felul acesta pentru patrie. De pildă, la ce cere domnul președinte Marian Enache, președintele Curții Constituționale a României, care are sediul în, cum să spun, în buricul târgului, se transportă numai cu mașini de lux și așa mai departe, aer condiționat, purificatoare. Deci președintele Marian Enache mai primește în plus 4.449 de lei lunar ca spor pentru condiții vătămătoare de lucru. Care sunt condițiile vătămătoare de lucru ca să te primești? Te umpli de nervi. 4.404, adică păi mai mult decât salariul minim pe economie, care e la 3.300 de ieri. N-are legătură cu aerul. Dar cu ce, mă? Cu nervii? Stresul, cu nervii. Înțeleg că, buzie toți. Înțeleg că în România toată lumea se relaxează la serviciu, e veselie, nu știu ce, numai că sunt câțiva nefericiți, cum ar fi președintele Curții Constituționale, care tratează milioane de lei venituri, dar are condiții vătămătoare de lucru. El veghează non-stop, practic. Trebuie să fie geană pe ăștia care... Da. Știi? Apropo de venituri, dânsul cumulează, de fapt, două pensii speciale și un salariu. Adică nu e o pensie și un salariu, două pensii speciale și un salariu, adică are pensia specială de fost judecător la CCR, pensia specială de fost parlamentar și salariul judecător actual și președinte al CCR. Asta e situația cu dânsul. Problema, vedeți că domnul judecător s-a apucat târziu de judecat la Curtea Constituțională, că dânsul la început a fost ocupat cu politica. Adică el, dânsul începând din 1990, a fost membru în 5 partide, la rând. 5 partide, deci este un aviator politic, îmi pare rău, asta e, aviator politic. A fost în FSN, a fost în PDSR, a fost în APR, a fost în PC și a fost și în UNEPR. Și a fost și independent, când nu mai... Și crezi că e ușor? Da, foarte greu. De-aia condiții vătămătoare, asta. Și după aia, în sfârșit, în 2016, gata cu politica, a devenit judecător la... A fost numit, de fapt, la propunerea PSD, ca judecător la CCR. De atunci judecă fără partipri politic, sunt convins. N-are nicio treabă cu politica, pe 1 milion de lei anual venit. Vezi că asta tu le-ai prea ușor. Eu în clasa nouă m-am mutat în altă clasă. De la uman la real. E foarte greu. Că trebuie să-ți faci prieteni noi, ăia-s deja legați. Îți dai seama, asta s-a mutat de 5 ori. Unde s-a dus, i-a găsit pe aia tovarăși. El știe acum... și el 1-2. Bine. Doi, cunoaște-i pe toți, învață-i pe nume. Aș vrea să remarc faptul că el acolo, cred că avea deja prietenii făcuți. Asta mă gândesc. Da. Erau toți prieteni dinainte, prietene. Erau gașe, 5 lucrările astea, zici? Se mutau în gașcă. Da, deci, practic, peste tot, numai prieteni. Peste tot, ei între ei prieteni, se știau foarte bine. Era direct integrat când ajungea acolo. Una peste alta... Sporurile plătite în România pentru stres, că e tristețe la serviciu, condiții vătămătoare, că se enervează la birou în loc să stea liniștiți, radiații de telefon, calculator, risc de hemoroizi, că se dă și spor pentru risc de hemoroizi, alte asemenea, ajung la suma totală de 27 de miliarde de lei anual. Au aflat colegii de la Newsweek, numai sporurile acestea. Deficitul bugetar, din cauza căruia se cresc, sunt crescute taxele, este de 45 de miliarde, dacă ați uitat. Deci, ce să spun, noi să fim sănătoși, că excepții se găsesc întotdeauna. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.